Deci aici am magazinul de scule și în partea alta e bucătăria. Și aici se mașina de moș. Uite, e băgată în priză. Am aici o... am aici priza cu instalație electrică. Da. Ca toate. Așa. Și instalație de moș. Are 4 capete. Ăsta e un capăt. Deci acum să dăm drumul. Uitați, foarte simplu. Da? Creează presiune. Pac, pac. Și acum să vedeți. Opresc celălalt ăsta ca să dau drumul la asta, să vadă. Dă drumul ăla. Așa, uitați, uitați cum strânge. Uitați cum strânge degetul. Vedeți? Înăuntru. Deci creează și un vid și și strânge... Da. Diferența între morsul electric și morsul automat pentru animal cum e? Ce se întâmplă? Nu deranjează dacă e morsul automat? Un pic o deranjează. Un pic o deranjează pentru că e mai forțată. În primul rând, morsul automat electric murge foarte bine. Față de, de exemplu, de mâna omului, omul după ce murge 100 de oi, deja are febră musculară, vă spun. Zice că eu... Așa. Și mai lasă, făcând asta, când au pus acolo ventuza, nu iartă. Deci nu iartă. Și laptele intră acolo direct? Așa, acum, asta să vă spun. Deci laptele intră, deci se spală ugerul respectiv și le înfige acolo. Da? Le înfige... Se deschide robinetul de aici și tot laptele circulă pe aici, pe furtuna asta pe aici. Și se vede aici și se duce în... Este ermetic. Deci aici nu mai puteți, odată ce am dat drumul la... Nu mai puteți să mai deschidem capacul. Că s-a făcut vid în vas. Asta e de inox. De când e cumpărat? Instalația? Da. E de curând. Cred că are o săptămână. O săptămână jumate. E cam nou. Sunt și eu nou pe piață. Cum se simt animalele? E vreo diferență? Nu protestează, să zic așa. Mai și protestează, mai și sperie. Deci, nu spun, vrem să fim mulți de început, da, să sperie. La început să sperie, când buzi și când... Timpul ele își revin. Se obișnuiește. Deci încă suntem în perioada de obișnuință a oilor. Laptele e cam la fel de mult, nu? E mai mult cu mașina de mai mult. La mână mai obosești, le lași, nu mai stai. Una are bugel mai mare, una mai mic, una are țița mai mică. Da, ca timp, lasă-mă. Ca timp cum e? Mai rapid? Mai rapid. Mai rapid, sigur. Cu asta, sigur. Păi cu mâna cât vă lasă mult de 86 de ui? Păi ți-a o oră jumătate, dacă mai bine. Și cu asta? Mai puțin de oră chiar. Mai puțin de oră. Trei sfert de oră. Stai și o jumătate de oră. Una sigură, pentru că trebuia să stai de aici. Trebuia să stai de aici. Doi inși mulgea o două. Deci doi inși, că aici e o problemă. Acum unul singur se bagă cole așa? Să duce colo și de cole pinge. Și pinge. Păi înseamnă că asta e o mare economie. Personal. Nu poți să lași niciun singur cioban. Știi? Unul merge cu miei, unul merge cu oile, deci e cu... A, bine, păi, e persoană. Doi, dar nu la nici patru, ca să spun așa. Nici patru, sigur. Nici nu angajez foarte mult ca să... Sigur. A lor de patru oprești trei. Da. Intră aici și aici le mulge. Nu plouă, să bagă aici la umbră și aici le mulge. Aici mai avem un panou, care îl punem cu sertar. Aici are uite, grătarul ăla de acolo, care îl pune aici și prinde aia. Uite cum se așează el. Deci, vine de aia la o parte, se dă plasa de la o parte și el se dă într-o parte. Își pune aici am o ușă și am scaun aici. Scaunelul. Își pune scaunelul aici și pălă pe care am stat noi. Așa și aici, aici vine, e un grătar. Balătul ăla pentru paie, pentru ce? Bă, băgarea aici ca să nu plouă. Am crezut că e tot fel de scaun și ăla. Nu, nu, nu. Dar nu spune. Și aici are un grătar care prinde oile. A venit oile, s-au înșerat aici, pac, pac. S-a terminat, a dat drumul, a plecat astea. Deci aveți planuri de extindere ale acestei scene? Da.
Da, vreau să fac, încerc să fac un lucru interesant. Vreau să fac un turism, agroturism. Vreau să fac o tabără de copii, pentru copii de la oraș, de la oraș, care vor să vadă o stână adevărată, cum se mulge oaia, cum se paște, cum se... Să învățe copiii cam ce... Ce înseamnă stâna. Ce înseamnă stâna și să vadă gustul de lapte autentic, curat, nu lapte praf. Să dorm aici în natură, deci în niște căsuțe. Vreau să construim niște căsuțe micuțe, stil ciupercuță, unde să doarmă, unde să mănânce... Deci cu panourile astea fotovoltaice... Vreau să alimentez toată... Un pic de confort pentru un pic de... O stână, ca să poți atrage și pe cineva care să stea acolo. Exact. Nu da. Doar să lucreze. Nu doar să lucreze, da. Deci am spus că când am calculat 2 kW, am zis să fie o mai mult decât am nevoie acum doar la sana de vară, unde o să pregătesc punctul de acolo. Și în fiecare zi să aibă o activitate în cadrul stânii. De exemplu, în prima zi să meargă la... l-a păscut cu ele. Pe urmă să mănânce brânza și laptele respectiv care l-a muncit. Pe urmă să a doua zi, de exemplu, să meargă călare pe cai. Să facă o plimbare cu cai. A treia zi, de exemplu, să meargă să pescuiască un pește și seara să-l mănânce, să pregătească. Dacă toți sunteți specialiști în panouri. Așa. Nu se poate face o instalație și pentru duș? Pe termosolar, sigur. E posibil atunci când o să... Pentru că e domeniul meu de bază, sigur stâna o să aibă panouri solare, termosolare. Adică, deci înțeleg că instalația asta este una care poate fi mutată. Deci de la stâna asta care este de vară... Asta de vară se va muta la stâna de iarnă. De iarnă. Exact. Deci ea se și poate lua. Turism. Luați panouri... Panourile, invertorul, acumulatorii, să mai pun mai multe panouri și mai mulți acumulatori. Dar invertorul și controllerul rămân aceeași. Deci. Și dacă se pun și panouri de captat căldura soarelui, deci... Sigur, asta la stâna de iarnă. La stâna de iarnă merge și la stâna de vară pentru preîncălzirea brânzei. Încă suntem la stadiu, acum studiez problema. Nu sunt cioban, n-am avut o până acum stână. Dar în momentul pe parcurs sunt începător, n-am avut așa. Dar aveți aici specialiști. Am specialiști, am băieții care să pricep. Dar ei să pricep după sistemul clasic. Eu încerc să aduc noutăți în sistemul clasic. Și acum discutam cu ciobanul pentru preîncălzirea laptelui. De când se pune la brânză, se face e necesar o preîncălzire, o încălzire a laptelui cu cheagul respectiv la un 30 de grade, după câte discutam. Dar ca să puteți avea o instalație de duș, să punem, asta trebuie făcută cu apă, dar apa de unde se poate duce la o stână? Ca să creați da. Un minim confort, deci, și pentru un eventual turist de weekend sau de... Da, acum concert. Totul se calculează, iar revin cu calculul. Se poate face o instalație de la captarea apei de ploaie, în cazul în care nu avem puț. Dacă am avea un puț și am avea bani să forăm un puț, am avea apă curentă, da? Dacă nu avem apă curentă, se poate capta și cu anumite filtre de purificare. Au apărut niște filtre foarte performante care purifică și filtrează apa de ploaie și o transformă în apă potabilă. Această apă potabilă poate fi folosită pentru consum, pentru numai pentru încălzire, pentru panou solar, se încarcă cu apă pentru spălat și pentru asta merge apa de la ploaie care se încălzește în panou termosolar și nu-i problemă. Deci un vas de acumulare unde să acumuleze apa de ploaie. Internet? Să intre pe internet, da. Cam asta. Pe ce? Pe Google? Pe ce? Pe Google, da. Pe mail? Ce s-a învățat? Să trimiteți mail? Da, îi trimite și mail. Și cu domnul Cicerone, cu șeful, cu ce program comunicați? Tot pe mail. Adică pe Google, pe mail. Pe mail. Asta e fetele, știe mai bine ca mine.
te învață la școală și nu învață și pe taxă. Și v-am lăsat pe dreapta. Păi, fetele. Ce voiam să vă întreb, cum se face brânza? Spuneți-mi așa pe scurt. Păi, să mulge laptele, să stricoară, să încălzește la 32-35 de grade, să adaugă cheagă. Cu ce îl încălziți acum? Acum îl încălzim la foc. N-avem momentan. Deci dacă ar fi o instalație de încălzit apa sau de... Bine, merge să-l încălzim și paragaz și... Prin panouri de-astea solare ar avea un loc unde este util în fabricarea brânzei, nu? Adică... Da, merge. Merge în apă caldă. Am cumpărat niște oi de undeva... La Tisman, de la Novaci. La Novaci este o fabrică de lapte, de la cineva care are o fabrică de lapte în Novaci. Așa, deci ați cumpărat oi de la... Niște oi de acolo. Noastră. Ba da, o parte. 12 oi sunt cumpărate de acolo, de la Novaci. Așa. Și am discutat cu respectivul care are fabrica de lapte. Exact acest domeniu, că i-am spus că sunt specialist în domeniul respectiv și a rămas ca să vin... să-mi arate procesul tehnologic, să văd cu ce, cum aducem ca să preîncălzim. Discuția asta am mai avut-o și cu respectivul, care este specialist în fabrica de lapte acolo, în tehnologia respectivă, deci de făcut. Deci cum pot ajuta energiile regenerabile producția de lapte și de fabrică? Și de brânză în mod ecologic. Ecologic, exact. Ei, am înțeles că pentru pasteurizarea laptelui, da, să fierbe laptele într-un timp scurt, la o temperatură de 80 de grade. Da. Problema. Acum a microbilor, exact. Asta, asta este principiul de bază la pasteurizare. Și a rămas ca săptămâna viitoare să mă sune, să mergem până acolo ca să văd într-adevăr procesul tehnologic, să văd parametrii la intrare și la ieșirea din traseul laptelui, traseul de producție. Deci, la ieșirea unui stânet poți avea un produs finit, complet ecologic, doar folosind panouri fotovoltaice. Și termosolar, se poate introduce și panouri termosolar. Sigur, panouri solar pentru preîncălzirea laptelui când înainte de se pune acest cheag, ca să formeze brânza. Pentru laptele pasteurizat este o altă tehnologie, deci e un pic mai complicat. Nu sunt în domeniu, nu sunt specialist în chimie alimentară ca să pot să dau mai multe detalii. Deci cratița cu lapte se bagă în tuci. Deci are o cratiță în care pune laptele. Da. O încălzește după ce am fiert apa în tuciul respectiv, pune laptele cu așa și o încălzește. După 32 de grade o scoți. Se ridică singur la 35. Deci la 31-32 de grade o scoți. Se ridică singur. Deci ar fi utilă ideea să ai o instalație de încălzire. Da. Da. Da, adică un schimbător de căldură care să încălzească instalația solară, termosolară, să încălzească, o parte să intre laptele, să de o instalație, un schimbător de inox, uite, mă gândesc, un schimbător de căldură din inox, cu plăci de inox. O parte să intre laptele și o parte să intre agentul termic de la panou solar. Și astfel să încălzească laptele, a trecut într-un vas și acolo se adaugă cheagul. Și pomul se liniștește. Se liniștește și se face brânza. E o soluție. Ar ajuta foarte mult sistemul, pentru că iar, de exemplu, noi mulgem. Am eliminat praful, firele de lână de la mulsoare, da? Prin mașina de mulți, da? Și le-am adus toate într-un vas de inox perfect etanș, da? Dacă continuăm instalația respectivă, deci din vasul respectiv să treacă în instalația de preîncălzire, în care să, fără să trambalăm laptele. Da, m-am uitat ceva. N-ar prinde bine aici și un duș pentru un cioban? E important? Am făcut un lac. Deci, lac de pește. Da, ar fi bun, dar ce să facem? Momentan? Adică, bine, mergem acasă, ne spălăm, nu e vorba. La 200 ani fac curentul. Până atunci ne facem aici. Merg acasă. Până aici ne avem și duși, bule și alte alea ce ai stat acum. Suntem prea de tot, dintr-o dată. N-avem cum. Nu, tot
să facem? Ușor, încet și le facem pe toate, pe parcurs. Dacă vorbim de să ducem turiști, să facem o probă cu corect. Ceva. Acolo e altceva. Atunci e alt domeniu. De fapt, alt domeniu. Când au și ei, avem și noi. Acolo.